În al doilea cadran ne aflăm astăzi. Predarea confesională a religiei cu acord prezumat. În marea majoritate a școlilor se predă religia creștină ortodoxă. Această situație este preferată de mulți cetățeni români ortodoxi. Înainte de a discuta problemele majore pe care le comportă această modalitate de predare, iată niște scurte considerații legate de acord prezumat versus la alegere. Ne confruntăm deseori cu situații în care decizii referitoare la chestiuni care ne privesc direct sunt luate de terți, cel mai desea interesați. Astfel, la completarea unor fișe găsim următoarea formulare. Bifați căsuța dacă se aplică. Sunt de acord să primesc informații despre următoarele campanii. De cele mai multe ori această frază este plasată la finalul unui formular de creare de cont, la achiziție, etc. În trecut, pe multe formulare, această căsuță era deja bifată. E adevărat, acum situația s-a mai îmbunătățit și vedem tot mai rar această variantă. De ce este corect să primim formularul cu căsuța nebifată? Pentru că valorile societății moderne se bazează pe responsabilitatea individuală a membrilor ei. Ne dorim ca oamenii să aibă un rol activ în deciziile importante care îi privesc. Varianta în care inacțiunea va determina cursul propriilor vieți nu are nici de cum darul să-i responsabilizeze, deschizând calea tratărilor la grămadă de către stat sau alte instituții și organizații. Evident că uneori acordul prezumat este mai practic și mai rapid. De aceea, de exemplu, nu le solicităm părinților acordul ca studiul chimiei să înceapă în clasa 5-a sau doar între a 6-a. Totuși, în chestiuni legate de drepturi și libertăți fundamentale, cum este libertatea de credință, utilizarea acordului prezumat este abuzivă. Din păcate, situația actuală a predării religiei în școlile publice nici măcar nu corespunde unui acord prezumat clasic, descris mai devreme. Nu există un formular la care căsuța sunt de acord cu predarea confesională a religiei creștine ortodoxe să fie deja bifată. De fapt, nu există formular, ci doar posibilitatea legală ca părintele să facă o cerere scrisă pe care să o înainteze școlii prin care cere excluderea elevului de la orele de religie. Practica din ultimii ani arată că un procent semnificativ al părinților nici nu știe că acest lucru este posibil. Deloc surprinzător având în vedere faptul că nu a existat vreo campanie oficială de informare în acest sens, nici din partea ministerului și nici din partea conducerii școlilor. De fapt, acestea din urmă se află într-un conflict de priorități între organizarea orelor de predare a religiei ortodoxe conform programei și organizarea logisticii de retragere a elevilor de la orele de cateheză ortodoxă. În multe cazuri, orele de religie nu sunt programate la începutul sau la sfârșitul orelor de curs și de aceea școala trebuie să aibă spații supravegheate special destinate elevilor retrași. De cele mai multe ori acestea lipsesc, ceea ce rezultă în presiuni pe care conducerea școlii le pune pe părinți pentru a nu-și retrage copiii de la orele de religie și pentru a evita astfel de probleme organizatorice. Alteori, din dorința de a putea organiza mai bine activitatea didactică și de a afla necesarul de profesori de religie, conducerile școlilor recur la chestionare care vor să afle orientarea religioasă a elevilor. Aceste inițiative sunt nepractice și abuzive, pentru că articolul 5, alineatul 6 din legea cultelor, interzice obligarea persoanelor să-și menționeze religia. Pentru părinții și elevii care solicită retragerea de la orele de religie, greutățile nu se opresc aici. Mulți dintre ei trebuie să înfrunte prejudecățile celorlalți elevi și părinți și actele de hărțuire ale unor profesori de religie care își văd slujba pusă în pericol. Toate aceste obstacole în calea părinților care nu ar fi dorit participarea copiilor lor la orele de predare confesională, dar nu au știut că îi pot retrage, nu au fost întrebați sau au încercat să-i retragă, dar nu au reușit, generează situații de competență a codului penal, care, cum spuneam, incriminează obligarea unei persoane prin constrângere să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult. Aici, accentul se pune evident pe obligare și constrângere. Poate fi lipsa deliberată de informare din partea ministerului și conducerii școlilor încadrată la capitolul obligare și constrângere? Iată o întrebare cheie pentru magistrații care se vor apleca asupra cazurilor de plângeri penale care este posibil să apară. Noi ne arătăm dezamăgirea referitoare la lipsa de moralitate a legii educației naționale, care nu le permite cetățenilor să aibă un rol activ cu privire la una dintre libertățile fundamentale ale omului, libertatea de credință.